Zilele acestea, că se conturează lista de transferuri la FCSB, la CFR, că a spus de CFR și Șumudică știe bine jucătorii din Liga 1. Ați fost Nu sunat pleacă de... nimeni. Ați fost sunat Nu, zilele nu, astea? nu. Nu? E liniște. A fost o discuție, nu vă spun nici la cine, pentru Meleche. Dar nu mai pleacă nimeni de la noi. În afară de Andrei Chindeș, nu pleacă nimeni deocamdată. Și pentru Meleche, care e Deocamdată, prețul dacă... corect? Care e prețul corect? Prețul corect de 500.000 de euro. Numai că am primit niște semnale din afara țării că îl dăm foarte ieftin și să mai țin un an. Și Am atunci înțeles. am mers pe informația asta. Pot lua mai mult. Am înțeles. Cum ați trăit, vreau să ne întoarcem la Euro și să încheiem, cum ați trăit acest episod dramatic care până la urmă s-a dovedit fericit cu Christian Eriksen? Ați văzut meciul în Să direct, știți, momentul acela? n-am văzut meciul, am citit doar știrea și am văzut niște scene după. Da, vă dați seama că lucrurile sunt tragice, îngrozitor de Sunteți ca grele un de tată adusit. pentru că îi vedeți ca pe niște copii. Dar vă pune Da, asta în ca... gardă cumva să vă gândiți, nu știu, să le faceți un instructaj. Ați văzut cum a reacționat Kjaer, care a fost practic l-a salvat pe colegul său. Să instruiți mai mult pe copiii ăștia, să fiți mai atent la măsurile care se iau medicale. Cred că orice eveniment de nefericit este un punct de inflexiune în gândirea și abordarea multora. Sigur că trebuie să fim mai atenți, sigur că mai spune că facem totul, dar când ai un asemenea eveniment, e vorba și de cum reacționează oamenii ăștia, cât de maturi sunt cei de lângă el, cât de atent este sistemul de intervenție. Sunt lucruri pe care, odată la câțiva ani, se produc și trebuie să știm să le prevenim sau să acționăm foarte rapid în momentul când se produc. Altfel, tragedia este până la capăt. Așa este. Cu cine țineți la acest euro, domnule Ihtime? Cine vreți să câștige? Asta vreau să știu Spania, dar mi-a plăcut, nu mi-a plăcut prea multă posesie și poate mai puține acțiuni de poartă. Deși au avut destul de multe ocazii. Încă nu mi-a plăcut un preferat. De obicei, țineam cu Franța sau Italia. Nu, sau Spania, pardon. Da, mergeți la sigur, Dar că cred că dacă mergeți cu tot astea... Franța e Nu ultima vreți mea să riscați prea soluție. mult. Nu vreți să riscați prea mult. Da. Dacă e un pariu ceva, aveți ceva șanse, adică bunicele. Diseară, de exemplu, sunt cu Franța, nu cu Germania. A, diseară un meci echilibrat. Germania, sigur, Da, nu e da, favorită în fața Franței, dar au șansa lor. În da. regulă. Da. Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați intrat la noi și vă mai așteptăm și dacă veniți la București, vă invităm aici în platou. Vă promitem că o să fie Ok. ok. Vă mulțumesc Mulțumesc foarte mult. mult. O seară bună! Bine, cu drag, vă pup.